Doamnelor și domnilor, iubiți creștini, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În Lumina Cuvântului. În cadrul acestei emisiuni îl avem ca invitat special pe pastorul Viorel Iuga, care slujește în Biserica Baptistă din Arad, Biserica Speranța. Doresc să îi spun bun venit și să îl salut în mijlocul nostru. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! În cadrul acestei emisiuni ne propunem să atingem un subiect, zic eu, foarte important și, totodată, parcă tot mai delicat chiar și în zona neoprotestantă românească, și anume al familiei. Probabil că am putea spune că întotdeauna subiectul ăsta a fost important, dar parcă devine tot mai sensibil de la un an la altul prin prisma problemelor cu care familia se confruntă în, în vremea aceasta. Știu că de obicei eu atrag atenția că subiectul a fost important, cum ziceai, din totdeauna. Mi-aduc aminte de niște bărbați care au putut să stea, au avut ocazia să stea de vorbă cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Foarte religioși, noi dacă ne uităm în scriptură, atenți, cu la cu hainele, cu bărbile, cu toate, adică până la urmă mai în glumă, mai în serios, erau oameni serioși din multe puncte de vedere, cunoșteau părți din Biblie și când au venit la Isus Hristos, dacă ne uităm în Matei 19, abordează tocmai problema familiei. Ei pun întrebarea învățătorului, dacă tot te cunoaștem, spunem ne cum să ne iubim nevestele mai mult. Și oamenii se uită la mine și zic, nu cunoașteți bărbații ăștia, nu, zic nici eu. Dar cu rușine, mă aduc aminte că este un adevăr ce am spus. Ei sunt interesați pe familie, din nefericire, interesează problema divorțului. Și, așa cum ziceați, astăzi sunt multe lucruri care apar vis-a-vis -vis de viața de familie, și dacă nu le discutăm preventiv, ajungem și noi ca ei să ne intereseze mai mult. Cum putem divorța, cum putem face mai ușor. Deci, e o problemă, a fost întotdeauna o problemă, dar e o problemă care trebuie să ne preocupe tot mai mult în uh, cadrul acelui pasaj, Petru, la un moment dat, uh, e destul de descurajat de răspunsul pe care Domnul îl dă și îl spune atunci la ce folos să te mai însori, dacă e chiar așa de greu. Bine, poate concluzia lui era bună, de el avea deja soacră. <laughs> deci da. poate că unii tineri ar trebui să citească Biblia, ca să le spune tinerilor, vedeți că Biblia s-a scris înainte de a vă voi. Să nu ajungeți după ce v-ați căsătorit la concluzia, păi dacă așa stau lucrurile cu bărbatul și nevasta, nu merită. Adevărul este că merită merită, bine, merită în voia lui Dumnezeu și sub binecuvântarea lui Dumnezeu, dar eu mă bucur că merită și îi încurajez mereu pe tineri să caute voia lui Dumnezeu și să rămână în voia lui Dumnezeu. Dar dacă oamenii poate privesc, eu nu l-aș acuza atât de mult pe Petru, dar dacă privesc superficial viața de familie și chiar își doresc de la viața de familie numai lucruri ușoare, atunci ar trebui să ne creadă, nu merită. Deci dacă iei viața de familie cum o vrea lumea nu merită, dar dacă vrei în voia lui Dumnezeu merită. Cineva răspundea la întrebarea aceea oarecum retorică a lui, a lui Petru, dar cum ai crezut că o să fie? Adică oamenii așteaptă oarecum anumite lucruri de la viața de căsătorit, o văd puțin așa într-o zonă ideală. Bun, dar am fost și mințiți. Am scăpat un cuvânt greu. Eu spun mereu pe la conferințe, am crescut în biserică și așa am fost obișnuit să cred ce se spunea în biserică și de la Amvon. Și mă bucur că am crezut, numai că în generația noastră noi spuneai că acum nu se prea discută în biserici. Ce să vorbim de generația noastră? Auzi ai câte o chestie pe la nunț, că dacă te căsătorești, dacă tu ești creștin, ea creștină, tu pocăit, ea pocăit, raiul să fie în casa voastră. Și eu am crezut chestia asta. După ce m-am însurat, la modul foarte serios, după o perioadă m-am întrebat dacă ăsta e raiul și veșnic, ce mă fac? Adică, e cam delicat. E cam delicat. Niciodată nu m-am gândit că îmi voi pune întrebarea mai vreau raiul sau nu. A fost un moment în care m-am aplicat mai mult asupra scripturii, și chiar îmi place emisiunea voastră: În lumina scripturii, pentru că lucrurile trebuie văzute prin ochii lui Dumnezeu, nu prin mofturile noastre, nu prin generația noastră și nu prin opinii personale sau chiar religioase. Lucrurile trebuie văzute în lumina lui Dumnezeu și, din nefericire, sunt foarte mulți astăzi, în lumea creștină, rușinos, care nu prea au habar de scriptură. Aude așa că câte o idee, alta. Ei, de ce ne mirăm? Că aici discutam noi, că ne așteptăm să fie cam filme. Probabil că am văzut foarte multe filme și n-am citit Scriptura. Apostolul Pavel, când este întrebat pe temă, el spune, dragilor, din punctul meu de vedere, eu aș zice mai bine să rămâneți ca mine, să nu vă căsătoriți. De ce? Nu pentru că el vrea să schimbe planul lui Dumnezeu, nu pentru că este împotriva voii lui Dumnezeu. El spune, dacă te însori, nu păcătuiești, dacă te măriți, nu păcătuiești, nu e nicio problemă, e hotărârea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că ființele acestea vor avea necazuri pământești. Eu aș vrea să vă cruți, dacă te însori, atunci vin responsabilitățile. Tragedia pe care o văd eu la foarte mulți tineri este că ei vor familie pentru avantaje dar prea puțin vor familie pentru responsabilități. Eu mai folosesc așa, așa cum dacă tot le spun, le spun, nu că așa lumea e obișnuită cu mine. Eu spun că sunt tineri serioși care avem o grupare, da? Sunt și tineri care știu cum văd viața de familie. Sex non stop și gratis. Și atunci ei în lumea asta nebună în care se spune că nimic nu e bun fără sex. Ei dacă au crescut într-o lume cât de cât creștină, într-o familie creștină, într-o biserică, ei știu că sexul de orice natură în afara căsătoriei e păcat. Au găsit și versetul acela în scriptură, dacă arde să se căsătorească, pentru că băgăm în ei tot felul de chimicale și hormoni. Ăștia arde pe la 5-6 anișori, ne mirăm că pe la 11-12 ani ei arde tot, că foarte mulți spun că mulți și încep viața sexuală la 10, 11, 12 ani, unii părinți sărace, încă-i bebeluși la 19 ani, tot așa îl văd cu ce? Și atunci dacă omul are un pic de teamă de Dumnezeu, spune, Bă, eu de ars ard, nu-mi pot găsi împlinire în domeniul ăsta, în afara familiei, pentru că păcătuiesc. Și atunci ne mirăm de ce foarte tineri vor să se căsătorească. Ei, cei care se căsătoresc cu gândul ăsta, prima sărbătoare care o au în familie, e schimbarea la față. Ei văd că nu-i non-stop și nu-i gratis. <laughs> da, și atunci eu spun că noi suntem vinovați, cei din biserici. Dacă noi nu vorbim, eu mă refer biblic, nu trebuie să ținem noi chestii lumești în biserică, că nu asta ne este, dar dacă noi nici scriptura nu mai deschidem în biserică asupra acestui subiect, dacă noi nu deschidem și spunem, fraților, uite ce spune Apostolul Pavel. Și în final, Apostolul Pavel cam așa încheie în pasajul pe care l a amintit, urmează voia lui Dumnezeu. Dacă tu vei constata că Dumnezeu te cheamă să rămâi necăsătorit, eu nu spun singur că mi-e și greu să spun că un tânăr care are tată, are mamă, are 10 frați, are două surori, are prieteni, e la școală creștină, știu eu, face parte din biserică, mi-e greu să spun că e singur. Deci cei ce apelează la singurătatea lui Adam nu au voie să apeleze că Adam n-a fost ca noi, n-a avut tată, mamă, biserică, celelalte, dar Dumnezeu are în planul lui și noi uităm că Dumnezeu are în planul lui ca excepție adevărat și rămânerea la singular, nu singur, dar rămânerea la singular, nu înseamnă viață fără sens, nu înseamnă viață de mâna a doua, este planul lui Dumnezeu pentru o persoană și mereu spun, dacă asta este voia lui Dumnezeu pentru viața ta și o înțelegi, rămâi așa, plătește prețul. Dacă Dumnezeu te cheamă să te căsătorești, te căsătorești și tot plătești prețul. Adică sunt niște responsabilități inevitabile față de soție, față de soț, față de copii, față de ceilalți membri din familie și atunci la întrebarea lui Petru, este de folos sau nu este de folos? Eu spun așa, doar ce este în voia lui Dumnezeu este de folos. Și fiecare trebuie să vadă da, ce e voia da. lui Dumnezeu unde Mă întreabă frate Iuga, zice cum e mai bine. Eu zic, ascultă-mă cu ghilele mele de rugare alegi să plătești prețul famenului sau a familistului, ca să fie în cu fâști. Deci un preț oricum îl plătești. Deci nu se discută. Nimeni nu are dreptul să banalizeze viața tinerilor și greutățile lor. Trebuie să fim foarte atenți. Deci eu nu cred că este ușor în ziua de astăzi și nu cred că a fost ușor vreodată să te păstrezi curat și să trăiești altfel într-o lume coruptă și murdare. Cred că întotdeauna s-a plătit un preț. L-am plătit eu, l-ai plătit tu, părinții noștri copiii noștri și îl va plăti fiecare generație dacă vor să rămână curați. Mai mare sau mai mic nu cântărim noi, că nu suntem noi cu cântarul. Pe de altă parte, dacă te uiți cinstit, onest în scriptură, în lumina cuvântului, nu există familie la care să nu uităm să nu fi plătit un preț. Nu există familie care să nu plătească preț. Deci există prețul celui singur, există prețul celui căsătorit. Întrebarea care e mai mare, care e mai ușor? Nici unul nu-i mai mare, nici unul nu-i mai ușor. Depinde cum, îl depinde, depinde cum le privești. Eu spun că amândouă sunt mai ușoare dacă le porți în voia lui Dumnezeu. Deci, dacă Dumnezeu mă cheamă să rămân singur, Dumnezeu mă va ajuta să plătesc prețul. Dacă Dumnezeu mă cheamă să fiu familist, Dumnezeu mă va ajuta să plătesc prețul. Deci, noi suntem dependenți de Dumnezeu 100% și în domeniul acesta. Mă gândesc de multe ori la modul în care prezentăm familia în biserică și tendința noastră este întotdeauna de a o prezenta la superlativ, ca și cum totul este doar alb și roz, fără nuanță de gri și alte culori. De cele mai multe ori auzim doar povestindu-se experiențele frumoase, de exemplu în predici, mai puțin mai puțin se spune, de exemplu, uite, m-am căsătorit și am avut dificultăți pe latura aceasta. Dar era, era să moară în biserică unii, după ce m-am căsătorit, m-am dus într-o biserică la nuntă, m-au chemat să vină păstor de la Biserica Speranța, vezi, Doamne, cine eram eu, și m-am dus acolo și la un moment dat, parcă rețin, că am rămas eu șocat, cum i-am văzut șocați pe ei, încă era, cred că, pe timpurile celelalte, și zic, fraților, eu să vă spun, dacă ați fi o muscă în casa noastră, acolo într-un colț, noi n-am ști, poate ne-ați auzit într-o zi, le-au picat proteza, așa. Și când am văzut, am spus, domnule, stați puțin, eu, eu sunt om normal, soția e normală, sunt lucruri pe care nu le-am planificat, sunt lucruri pe care le pune diavolul înainte, nici noi nu pricepem de ce, ne rugăm, ne întrebăm, încercăm să fim în voia lui Dumnezeu, unele chestii le-am înțeles că au fost greșelile noastre, că nu suntem desăvârșiți, alte ori n-am priceput deloc pe moment de ce a apărut o problemă în familie. Poate a trecut o zi sau două și pentru că sunt în slujire, nu? A venit la mine cineva, frate Iuga, trebuie să discut cu dumneavoastră o problemă. Dar deci, ce să stați pe scaun că așa ceva n-ați auzit de când sunteți. Așa ceva nu există când își face omul introducerea, știu deja despre ce e vorba și începe să spună. El când își spunea povestea lui, mie îmi venea să spun, nu, n-am auzit, în urmă cu două zile, în sufragerie la noi, erau verișorii lui ăștia ce pomenești tu, da? Ei, eu cred că am câștigat foarte mult ca slujitor pe chestia asta. Când oamenii au văzut că eu nu sunt undeva pe un pedestal, pedestal nu știu unde, nici eu nu m-aș duce. Deci eu dacă prind un coleg din ăsta de săvârșit sau ceva, eu nu mă duc la el, nu te supăra, că nu mă poate înțelege. Și atunci îl, turbul, îl tulbur pe el, pe mine nu mă poate ajuta, că el o să-mi spună, „Voi Viorele, pocăiește, te bagă mințele în cap. Acum, cum să spun, eu tot încerc să mă pocăiesc, dar îmi dau seama că unele chestii de familie n-au nimic de a face cu pocăința mea. Adică ce are de a face pocăința mea cu felul în care eu mănânc, nu? Eu mănânc, mă grăbesc, îmi pun tot muștarul pe cravată. Pe ce crezi că nevasta vine și mă pupă, nu? Normal că neva nevasta spune, nu ești atent, nu ești nu ce, de aici începe niște versete frumoase, nu contează din ce epistole, sau eu fac o glumă, eu zic că am făcut o glumă între noi, între prieteni, s-ar putea soției mele gluma să nu-i pice foarte bine, ce înțeles răducu sau lenuța din gluma asta, nu? Ei, după asta când nu ducem acasă, normal că trebuie să discutăm niște lucruri, și dacă cineva ar fi așa super sfânt, eu nu m-aș duce la el. Dar dacă ai oameni mai aproape de tine, eu cred că asta le dă curaj celor din sală. De asta eu îi îndemn pe toți lucrătorii nu să inventeze. Nici nu cred că trebuie să inventeze, ai la modul serios. Deci au eu, de unde alege. E, au de unde alege. Nici nu cred că noi ar trebui să venim în amvoanele bisericilor sau nu știu unde și tam -sam să spunem noi toate balivernele noastre. De obicei eu spun, Spune ce ai încheiat, unde Dumnezeu te-a ajutat să treci, biruitor. Că până la urmă, treci, biruitor. Ei, în momentul când s-a încheiat, poți să vorbești altfel. Dacă eu spun am avut cu soția, dar am ieșit de acolo, lumea știa, am ieșit de acolo. Dacă spun sunt cu soția, în mijlocul unui meci de box, normal că toți se întreabă cum se va finaliza. Deci, am băgat un pic în ceață. Pe de altă parte, așa că o regulă generală, când vorbesc eu este mult mai înțelept să vorbesc despre greșelile mele, nu despre greșelile soției. Nu, că eu am microfonul și atunci nu-i cinstit că n-ar ia dreptul la replică sau ceva. Dar niciodată, niciodată nu cred că cineva trebuie să se afișeze ca un sfânt, ca un desfârșit, ca n-are probleme. Era, poate că era, eu nu știu dacă se cred, că am avut o perioadă în care oameni mai în vârstă, mai veneau și spuneau, frate Iuga, uite, de 52 de ani eu sunt cu băbuța asta și n-am avut o vorbă cu ea. Eu la început am crezut. Că și eu eram așa foarte idealist în perioada respectivă. Dar m-am scăpat într-o zi că erau amândoi să o întreb și pe dumneai ei. Dacă tot am văzut că el bravează, se bate pumă în piept, zic, da, dumneavoastră, ce ziceți? S-a uitat așa bătrâna la mine cu înțelepciune și mi-a spus tot. Când s uitat la mine, ce am citit eu? Păi frate, dacă am văzut că n-are minte și n-ai cu cine te pune, am tăcut, am răbdat și el a fost super fericit și că nu a avut nicio problemă și eu am înghițit gombot și... Am, am mers înainte. Am mers înainte că asta e viața, m-am înhămat, am semnat, doar nu mă fac de rușine, avem copii, avem și... Unii chiar folosesc expresia asta, dacă mi-am pierdut bine binecuvântarea sau fericirea aici, doar nu se împierce fericirea veșnică, adică era o altă mentalitate când auzim moșul ce zice bătrână era să leșine și de atunci nu mai pun întrebări, că dacă el tăie 50 de ani cu ideea că a fost super fan ce să-i strică bătrâneții, acum îl lasă inima și mașină am pe moștiință. Când e pe ultima sută de metri. Da, da. Uh, un, un alt păstor a fost întrebat odată de uh, tot așa cineva cu vreo 30-40 de ani de experiență, ca să spunem așa, în domeniul familiei și l-a întrebat dacă el s-a mai certat cu sora. Că spunea el, zice, în 40 de ani, noi n-am avut nicio vorbă de contrazicere. La dumneavoastră cum a fost, zicea omul acesta păstorului. Și păstorul foarte sincer a spus, zice, nu te supăra la noi, n-a fost chiar așa plictisitor. <laughs> Da, bun răspuns. Eu am văzut o chestie tot în vremea când eram eu mai pocăit așa, mai idealist, mai într-o altă lume. Am văzut pe o casetă, era un mare predicator american, Adrian Rogers, un om deosebit, vorbea la vreo 3000 și ceva de slujitori. Era o sală imensă și el le ținea niște prelegeri și eu am prins partea aceea cu familia slujitorului. Da, am reținut eu multe din ce a spus, dar la un moment dat spunea frați, colegi, păstori, slujitori, uite, avem 20 și nu știu cât de ani de căsătorie, eu niciodată nu m-am certat cu soția. S-a făcut așa o liniște, din asta așa de plumb, bacoviană și cumva oamenii ziceau... pe. Păi, de unde a venit? Nu, dar oamenii se gândeau, pe păi nici nu ne așteptam să fie altfel, adică un om la tale, ta, la calibrul tău, cum să te cerți cu soția. I-a lăsat pe toți să savoreze momentul și a spus nu, noi nu ne-am certat. E drept, zice, noi am avut destule discuții care s-au auzit de la al treilea bloc. Dar noi nu ne-am certat. De ce? Eu cred că e important și cum definim cearta. Eu zic că dacă nu zicem ceartă, ci îi spunem părtășie intensivă, <laughs> adică se spune în scriptură că între apostoli a avut loc un viu schimb de cuvinte. Cât de viu a fost E bine că nu s au filmat. <laughs> dacă se filma, poate că era interesant. Dar așa au fost viu, plin de viață, plin de duh. S-au născut de acolo două echipe misionare și care e problema? A fost destul de viu, nu? Deci, da, e bine, deci eu... Eu zic așa, dacă Dumnezeu pe unii bine binecuvintează să nu aibă nicio problemă, să dea slavă lui Dumnezeu, să rămână smeriți, să nu creadă că sunt ei mai buni decât alții e poate primăvara vieții lor sau vara, mai zic una, dar aici sunt răutăcios că o zic deși eu cred că e un adevăr eu cred că la unii Dumnezeu nu le dă că nu pot duce <gână> Eu am fost șocat când am citit odată mărturia unui păstor american foarte cunoscut de altfel, chiar și în România Rick Warren povestea că la începutul căsniciei fiind căsătorit cu Kay Warren spunea el ce ne iubeam foarte mult, dar zice, socru mi-a dat un sfat înainte de însurătoare. Zice, vezi că sunt cam cinci zone foarte sensibile pentru care oamenii să ceartă în familie. Și spunea el, păi să ceartă pentru bani, să ceartă pentru relații intime, să ceartă pentru comunicare, pentru copii și neamuri. Ce fii atent la zona asta. Și spunea el ce după ce ne-am căsătorit, am remarcat că într-o perioadă foarte scurtă de timp le-am lovit pe toate. Bun, dar el la început sigur o gândit, la mine niciunul nu-i valabil. Exact. Păi... Și ce m-a șocat <gânt> pe mine, că fiind amândoi temperamente vulcanice, dezvoltura cu care spunea despre perioada aceea de început și spunea că la un moment dat ce am apelat la consiliere profesională, am cheltuit o sumă importantă de bani pentru treaba asta, și zice, ne-am salvat familia. Și mă gândisem așa la imaginea slujitorului, cum o vedem noi, așa frumoasă, cu aură. Păi asta ne-a fost băgat în cap, asta spun eu. Deci, din multe puncte de vedere, că am zis o cuvântul la greu, am fost mințiți. Nu neapărat am fost min... nu ni s-a spus totul. Deci ni s-a spus ceva. Deci ceva ni s-a spus, dar nu mi-a spus tot. Și atunci, dacă vorbim de slujitor și de familie creștină în general, îi se pune aura aia, o familie creștină, ei nu se ceartă, ei nu trebuie să ierte, ei nu... Deși eu îmi pun întrebarea, dacă o familie creștină nu trece prin acestea, ce rost au toate îndemnurile din Evanghelie? Iertați-vă unul pe altul, bărbaților nu țineți necaz pe ele. Deci ce rost au astea dacă niciodată el nu vor avea loc? Eu cred că Domnul a văzut că ele vor fi și ne-a spus cum să le rezolvăm. Și eu cred că noi trebuie să fim cinstiți, să le spunem tinerilor, să le spunem familiștilor că viața normală nu este viața din filme. Viața normală este cu lupte, cu încercări, dar lângă Domnul cu biruințe. Asta e partea frumoasă. Vreau să vă întreb cât de important este perioada aceea de pregătire înainte de căsătorie. Și mă refer în mod special la a-i pregăti pe tineri cum să rezolve conflictul. Uh, plecăm de la premiza că încercăm să evităm conflictul. Și nu plecăm de la premiza că conflictul este ceva normal între oameni. Ne axăm foarte mult cum să evităm și mai puțin să plecăm din sal cu gândul uh, cum gestionez. Din nou, pentru că nu știm Biblia, nu acceptăm că vor veni stări conflictuale. Acum, eu cred că e normal să încercăm să evităm, dar nu ne iese întotdeauna. Nu le-a ieșit nici apostolilor, nu le-a ieșit nici sfinților. Eu cred că le-a ieșit în multe ocazii, dar au fost și ocazii în care nu le-a ieșit. Adică până la urmă scrie în scriptură, între ucenii s-a iscat o ceartă, nu? că era un singur ștergar, un singur lighean și toți au vrut să slujească. Nu? Deci, normal că apar de la cele cinci, nu? Vorba socrului lui Ric, da? De la cele cinci, de la cele 50, apar. De fapt, întrebarea mea ca familist și ca unul care lucrez cu familie este, oare de la ce n-am putea avea conflicte? Există vreun domeniu? De că, la orice poate apărea. De, de obicei, când de auzi pe alții de la ce au avut opinii diferite, te întrebi dacă oamenii ăia au avut minte acasă sau nu. Până treci tu pe acolo. Unii spuneau pe vremuri, ne-am certat de la o sticlă de lapte, era să ajungem la evorț, că Era pe vremuri sticle din alea de lapte, cine spală sticla de lapte. Ce după ce ne-am trezit, am stat și m-am gândit, dacă o spărgeam, nu avem nicio problemă. Luam sticla, o spărgeam, nu trebuia să o spere nimeni, o aruncam la gunoi, nu mă certam cu neva sau nimic. Așa zice, un pic de n-am ajuns la divorț, că atunci știi, se înferbântă spiritul, îți aduce aminte și de butoi, și de câine, și de papagal, de cine mai fi fost. Unde văd eu nenorocirea vis-a-vis de chestia asta cu pregătirea? Sunt câteva aspecte. Unu, tinerii nu se pregătesc pentru viața de familie. Nu se pregătesc pentru că nici ei nu sunt conștienți, dar nici alții nu îi conștientizează. Eu întreb, ați auzit de vreo biserică care se impună vreun timp de pregătire? Vreo biserică care să spună dacă vă cununați în biserică la noi și vreți să vă cununați în biserică la noi, eu știu, facem niște cursuri, dați examene sau le facem și online, vă dăm cursuri să le citiți, că acum toți sunt deștepți, le facem și la distanță, nu-i problemă. Dar dăm un examen, veniți la comitet, la consilierii bisericii, cine o fi, veniți, dați examenul și nu vă spunem noi dacă ați trecut sau nu. Numai dacă de la 1 la 10 primești 3, eu îi spun la logodnica ta, vezi fata că ăsta au luat 3 sau 2 sau 1. Dacă ea zice că merge mai departe, e riscul ei, sau măcar să spunem noi, noi nu vă cununăm în biserica noastră dacă nu luați măcar 5. Eu zic că ar trebui să-i cununăm cu 10, pe ea cu 10, nu cu 5, dar noi nu facem reguli. A, poate că ne și temem, păi dacă facem noi reguli la Betel, se duc și cu nună speranța, știi că acum suntem noi așa foarte simpatici în colaborările noastre. Dacă nu-i cu eu, cu la alt. Dar dincolo de asta, întrebarea este, am încercat să facem niște reguli. Nu vreau să vin cu un stas, există așa ceva. Dacă noi nu le facem, un alt lucru care am observat, ei nu-și fac timp și dacă le ceri, va zice frate, foarte nu, greu. Nu, dar nu pot ei, pentru că ei sunt foarte aglomerați. Cu ce? În loc să se pregătească pentru familie, ei se pregătesc pentru nuntă. Pentru masă, pentru ceremonie. Da, și atunci a, pentru nuntă trebuie bani, mulți de tot. Pentru nuntă trebuie roche, trebuie costum, trebuie flori, trebuie ales local, uh, localul, restaurantul. Dacă restaurantul e nou nouț și pe mov și Mireasa vrea galben în carouri, trebuie scoase câteva mii de euro și tot restaurantul făcut, ne împedecăm, noi nu contează în fețele de masă sau ceva, important e să fie pe galben ca așa vrea Mireasa și toate chestiile astea, flori, interesant. Se uită pe internet, se duc la specialiști, discută cu cei care au făcut nunți. Deci, câteva luni de zile și probabil câteva zeci de mii de euro. La unii înseamnă pregătire pentru nuntă. Cât ține nunta? Câteva ore. Nunta se termină cu plusuri, cu minusuri și începe viața de familie. Și atunci se trezesc ei. Păi zice, pentru asta nu ne-am pregătit. Mai vin unii, că și când vorbim de perioadă, dacă vorbim de prietenie, de logodnă, vin unii și spun, frate, ce, dar noi am discutat 5 ani de zile și acum am ajuns la concluzia că. Nu suntem, ne cunoaștem. Nu ne cunoaștem, suntem străini. Eu mă mai scap la unii care cunoște și spun, auzi, voi n-ați discutat, voi v-ați pipăit 5 ani de zile. Că dacă voi discutați cu gura, Poate aflați unele despre voi, mai studiați ceva, faceți un curs împreună, voi cu mâinile v-ați obișnuit ca la calculator, tot cu touch screen, touch ați, comunica de... prin... ați, comunicat mai mult așa și acum, cum să spun, clavicula e tot una, dacă nu se mută de acolo e tot acolo, Genunchi e tot acolo, adică ce se mai vezi la rotulă? Se mai mișcă fată, se mai mișcă, știi, era Interesant că unii după ce se căsătoresc, nici nu mai au voie să mai pună mâna pe clavicule. Știi, că au fost prieteni, nu mai fost voie, că vezi să nu-l pierd, să nu știu ce, că îmi ține paltonul, că mi-i frig. Acum, când ia mâna, că mi se duce bronz, ia nu știu ce și el zice: Păi, nu-i fata cu care. Dar oamenii nu sunt dispuși. Acum, eu cred că toți știu că noi vorbim la general. Sunt și excepții. Deci, sunt și tineri serioși care vor să investească. Chiar am avut și cazuri extreme când mi-au luat anumite cărți. Și el mergea, acum ați la punctul 5, suna, ce fac de la punctul 5? Păi du-te la 6 dacă tot ai ajuns la 5. Da. Deci aia mi se pare o extremă, dar eu nu i-aș învinui primată pe ei. Primul lucru m-aș lega de părinți. Ce fac părinții care odată sunt creștini, ar trebui să cunoască Biblia și apoi sunt familiști? Eu nu cred că există familiști care să nu știe ce înseamnă viața de familie. Și acum, dacă sunt un familist care m-am pregătit pentru viața de familie, sigur am ajuns la următoarea concluzie. Oricât m-am pregătit, tot am fost nepregătit când am început. Insuficient. Tot de la clasa întâi. Insuficient, da. Dacă nu m-am pregătit, atunci am dau seama mai tare de nevoia pregătirii. Deci că am început pregătit sau că am început nepregătit, eu trebuie să mă gândesc la băiatul meu și să spun, oricum, Practica te omoară. Hai, măcar să-l ajut cu teoria. Sigur, noi avem copii deștepți, nu care știu tot, dar și eu trebuie să găsesc o modalitate să comunic cu ei. Dacă nu altceva, să le pun întrebări. Băi, te-ai gândit, vrei să te căsătorești? Cum vei face chestia asta? Eu nu o să ajung niciodată. Bun, prin reduceri la absurd. Cum vei face chestia asta? M-am gândit la un lucru. Nu știu, așa suntem noi românii. Nu discutăm și lucruri care e posibil să nu se întâmple. Erau copiii noștri destul de mici și citeam undeva lucruri pe care ar trebui să le faci cu copiii și era una dintre întrebări. Ai discutat cu cu copiii ce să facă dacă se aprinde casa? M-am eu, nu-mi propun să se aprindă casa. Bun, nu-ți propui și dacă, Doamne, ferește, se întâmplă ceva să aprinde. Pentru asta m-am gândit, ar trebui să spun copiii de, dacă se aprinde casa, nici măcar Biblia nu ei. Deci nu te duci în dormitor să spui, tată, eu am vrut să-mi iau Biblia. Dar să te duci după laptop sau după pisică sau după câine, depinde de la ce ține copilul. Sau să stea copilul sărac în casă, nici acum că e mare, nu i-a spune, auzi, tu încearcă să stingi. Eu spune, copile, primul lucru, tu -o în stradă, dacă scapă viața. ai, viața. scapă viața. Dacă ai apucat să iei telefonul mm. cu tine, sună la pompieri, dar primul lucru, tu ești valoros pentru mine. scapă viața, lasă celelalte să se ducă acolo. Ei, cel mai bine să nu se întâmple niciodată. Poate că și în viața de familie ar trebui să spun, bun copil, la voi nu se va întâmpla, dar dacă, odată în 89 de ani de căsnicie, dacă odată nu ești de acord cu soția, cum o să faci? Ar trebui să deschidem noi. Ei, dacă părinții nu-și fac timp, repet, biserica ar trebui să facă ceva. Pentru că până la urmă, biserica este responsabilă. Încă tinerii vin și eu cred că mulți nu doar datorită unui ritual. Ei încă își doresc binecuvântarea lui Dumnezeu, vin să discute cu biserica, vor ca biserica să roage pentru ei. Biserica se roagă cu bucuria, le spune, dacă vrei să intru ca partener, să mă rog pentru tine, să te sfătuiesc, pot să te sfătuiesc puțin și înainte. Pentru că mâine, dacă va fi bine, e bucuria mea ca biserică. Imaginea bisericii, starea bisericii este bună dacă starea din familie este bună. Dacă mâine vei avea probleme, este tot viața bisericii și imaginea bisericii. Și atunci lasă-mă să te ajută, înainte de a merge pe pârtie să știu sari cu schi pe se trambolină, lasă-mă lasă să te învăț ABC-ul, nu după asta să pansezi. Eu cred că ar trebui să vină vremea în care biserica să facă reguli, nu reguli absurde, reguli înțelepte. Da, noi din nefericire regulile care erau, să nu întârziați o regulă, da, să aveți grijă rochița să fie un pic mai nu știu ce, ca să nu fie nu Nu gumă. Da, nu mestecați gumă. Bine ar fi să nu știu ce și dacă nu vă dăm cartonașul roșu, știi că verificăm. Și atenție la colectă. Eu nu zic că rele. Dar doar atât? Pentru că uneori biserica și-a luat rolul de a verifica. Mi se pare normal. Eu văd puțin lucrurile diferit. Mă gândesc la învățământ. Întotdeauna, și când am predat, am văzut așa ziua examenului. Nu este examen doar pentru elev. Era examen și pentru mine. Deci, adică întrebarea mea este dacă elevul vine și. Nu știe decât de patru. Eu ce am făcut un trimestru sau un semestru? Eu, ca profesor, am avut datoria să-l pregătesc ca atunci să nu cadă. Unii stau așa cu mulțumirea, nu știu, deci eu nu mai știu să-mi iau câmpii când auz. Am știut eu că acolo se ajunge. Păi zic, dacă ai știut, ce ai făcut? Ce ai făcut să nu se ajungă? Dacă ai văzut că tinerii ăștia chiar au nevoie. De ce n-ai căutat niște căi? Da, aș înțelege că nu sunt absurd. Aș înțelege când ar spune Viorele, stai, 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 nu mă judeca. Eu am încercat multe cu ei. N-au vrut să asculte nici cum. Adică ei totdeauna au fost deștepți. dar E altceva. Dar când zic că ai știut, da, și ce ai făcut. Nimic. Am așteptat să vină ziua când să spun cu satisfacție eu am știut că o să ajungeți aici. V-am spus că. V-am spus că, da. Sau nici măcar nu v-am spus, dar am știut eu că. Deci eu e... Unii se supără pe mine, eu cred că atunci toți ar trebui să primească cartonaș. Uh, nu vi se pare că în, ulti, în ultimii ani tot mai multe familii creștine sau, să zicem, neoprotestante, că tot mai da, da. se declară ei creștini? Să venim în lumea noastră, da, mai aproape. În lumea da. evanghelică. Parcă tot mai mult apar probleme în zona aceasta a divorțurilor. Apar și mi se pare normal să fie așa. Noi dacă ne-am auzit ce am discutat până acum, mi se pare normal. Adică în ce domeniu din viață îi dai omului o slujbă fără să aibă pregătire? Cât ar fi el de deștept? Vrea să conducă? Copile, te duci și faci școala de șoferi? Acum că el vrea să ia 7 ore în loc de 12 ore, dacă ăsta e geniu, nu e nimic. Te văd la condus. Ai un test înainte. În orice domeniu, că e bucătar, că orice întâi trebuie să înveți să tai castravețe ca să nu stai degetele, o eu, o pătrunjelul și apoi îi dai carnetul. E, te duci, doar te-ai dus, am fost și eu la cununie, la starea civilă, te duci acolo, constat că sunt îndeplinite condițiile, spune doamna sau domnul. Eu tot mă întreb care condiții. Păi deocamdată se pare condițiile să o vadă pe ea în roche și pe el în pantaloni, să zic amândoi, da? Și să zic amândoi, da, și pix nu le mai trebuie că le dau ei, registre acolo, aveți și doi martori, da, au buletin, da, constat că toate condițiile sunt îndeplinite. Bun, acolo, dar în biserică nu e de multe ori la fel. Adică noi asta am discutat, vin oamenii, ne căsătorim, bravo, când? Pe 19 mai, no, cine e fata, cine e băiatul, zâmbiți amândoi, da, vă înțelegeți, vă place înghețata. Bă, știți că trebuie să fiți copii cu minți. Frii, frate, bun. Ce, mai veniți? Nu, frate, că suntem aglomerați. Noi trebuie să facem fasolea, frecăm menta, nu știu ce, că vine Nu, așa, așa, Bun, și noi le dăm brevetul ușor. Eu, eu, nu știu de ce ne mirăm. Deci de ce ne mirăm că noi punem avionul în mână unea care nu-i pregătit, că s-o prăbușit. De altă parte, există și alte lucruri. Societatea în care trăim, care chiar dacă se spune creștină, s-a transformat foarte mult. Deci eu, apropo de divorț, țin minte, eram copil. Nici eu, nu prea să vorbea despre... Eu am crescut acolo în Maramureș, unde localitățile sunt foarte mari. Lumea ortodoxă Voia satul. Voia satul, deci vorbim de vreo șase mii ceva, șapte mii de oameni. Voia satul că unul din locuitor, un, un șofer, spus așa, un șofer o divorțat din vasă. Domne, era o, o, tragedie pentru localitate. Nu vorbim de oameni pocăiți, biserici evanghelice, un om care nici nu cred că avea el înclin Paști, Crăciun, dacă s-o fi dus, nu știu. Da, satul. Ei, acum lumea s-a schimbat. Nu mai există rușinea aceea față de societate, pentru că vedetele noastre sunt vârf de lance. Da, ei ne arată că au schimbat șapte, au schimbat opt oameni la care nu te-ai fi așteptat pe care poate îi respectai pentru anumite lucruri. Când e vorba de viața de familie, acum sunt varză, n-au nimic de a face cu valorile iudeo-creștine. Din nefericire, deci odată a dispărut rușinea socială. Biblia nu se mai cunoaște. Adică nu mai știe omul chiar cum e eu când citesc pasaje din scriptură, cum să spun, unii se uită la mine, ei nici nu știu că au fost acolo. Primesc așa câte un bilet, recent la o conferință vine un bilet, cred că de la un om care știa multe, care a scris așa, frate Iuga, eu până acum am crezut că știu multe despre ea. Și acum mi-a dat seama că eu habar n-am, sunt pe lângă. Deci oamenii au ei idei, le aude așa din vorbă în vorbă ce zice Biblia, ce zice, dar ei nu știu exact de fapt unde scrie și ce scrie. Și când citește vede că aia, e părerea noastră ce am spus noi, ce am înțeles de acolo, dar Hristos spune altceva. Biblia nu se prea cunoaște, lumea și-a schimbat opinia, acum te îndeamnă și unde începe tragedia? S-au schimbat părerile în lumea teologică cu durere, cu rușine o redefinire a valorilor. Da, deci cu rușine trebuie să spunem că te poți duce într-o liberare creștină, să cumperi o carte creștină, scrisă de autor creștin, care spune că divorțul nu e o problemă, adică Dumnezeu vrea să fii fericit și dacă tu nu te înțelegi cu nevasta, că ea vrea bucătăria galbenă, tu o vrei verde, doar nu o să te distruși tu cu nervi să stai într-o bucătărie verde, nu că parcă tu ai găti, frate, o lași cu binecuvântarea Domnului, ea își găsește pe unul cu galben, tu pe una cu, nu mai e nicio problemă. Deci când tu Vezi ce spune societatea și auzi asta în fiecare zi ai colegi de birou ai așa vecini toate te uiți la televizor mai prinși o chestie din asta evanghelică plus e suficient să mai prinzi un divorț două prin biserică că se întâmplă. Și când vezi că ăla o depășit și stai de vorbă cu ea sau cu el și spune tu nu fi proastă, nu răbda ca mine, ce am răbdat 20 de ani, am fost nenorocită, ce am câștigat? După 20 de ani tot aici am ajuns, nu-s nenorocit viața, apoi spune, dar de ce să... Stau 20 de ani. Să stau 20 de ani. Deci adevărul este că problemele încep să apară uh, din foarte multe puncte de vedere. Un alt lucru pe care l-am remarcat eu, nu mai avem calitatea vieții de creștini de altă dată. Am vrut să vă întreb aici cât de mult înseamnă în economia aceasta conflictului în familie lipsa altarului. Faptul că cei doi, cum numeam noi, cum se numește, altarul din familie. Da. Unii ne mirăm așa la viața foarte slabă de rugăciune în biserică. Dar dacă în familie altarul e dărâmat, ce aducem la biserică. Noi trebuie să fim conștienți de un lucru. Am zis, eu le zic așa, unii se supără, unii, eu văd viața un pic mai, mai reală. Să zicem, noi venim duminică dimineața la biserică, da? da? Mai nou pui pe un lider de închinare, un grup de închinare, cum vrem noi să-l numim sau așa, și ăștia se duc în față. Ei s-au obișnuit să facă chestia asta, aleg niște cântări. Frate, Vasile, soră, Marie, nu fi supărat, laudă-l pe Domnul, dă cu bucurie. Eu zic, mai e fain. E fain că nu-i spunem chestia asta. Zic, ce scoatem noi din calcul că poate tu ai venit cu mașina? Adică unii știi, ne dăm jos din pat, urcăm în mașină, mașina e încălzită, că avem scaune încălzite, nu știu ce venim, nu ne-o stropit nimeni parcăm în parcarea bisericii mă duc în față, iau chitara, laudel pe Domnul tu te trezești când ieși afară, ai călcat în baltă că ăștia nu au reparat strada la voi, nu știu ce, te-ai dus la tramvai a trecut unul cu mașina pe lângă tine și o stropi bine, știi, îl binecuvinteze numele Domnului, tramvaiul întârzi jumătate de oră ai ajuns la biserică cu toate astea cum să spun, parcă ai avea dacă te-ar lăsa cineva în pace să stai un pic acolo în colț, să spui, Doamne, ai milă de mine, păcătos, ar fi mai bine pentru tine. Dar eu nu te las, că eu sunt în față, ai grupul de închinare, frate, mă la tine, te zic pe nume, Vasile, ce faci, Cristos e viu. Partea e bună, așa fac și eu, nu? doar Cristos e viu. Dar să ți mai spun altceva, tramvaiul, gropile, partidele și toate, azi nimic, dacă tu nu te împaci bine cu nevasta sau cu soțul. Deci dacă nevasta de 40 de zile te ține la post, și. Și tu, nu poți pune mâna pe ea când te duci lângă ea, ia impost pentru Africa, știi? A doua zi e pentru, nu știu cine, Europa, Europa Afganistan. După asta seara când ai fi tu liber, ea are grup de rugăciune. Adică numai lucruri din astea bune, știi? Când tu te culzi, zicea unul, băi, v aș duce și eu la culcare, asta. acum ai timpul meu devoțional. Păi nu, nu pot scoate din părtășia cu Domnul. Deci mă duc, mă bag acolo friguros în pat și nervos un pic, dar ce nu, ea mea. Stau, mă chinui vâncea să adorm. Păi când gata, gata, așa dormi, ea și-o terminat părtășia cu Domnul și vine lângă mine. Are picioarele gheață, gheață. Și le pune pe picioarele mele să încălzească. vioarele ce când o atins cu gheața aia, eu o mi-o sărit somnul. Nu, no, dacă mi-o sări somn, duce, m-aș întoarce să o iau în brațe. Ea nu mă atinge când îmi sare somnul. Păi prins niște chestii din astea. Omul vine la biserică, tu spui laudă pe Domnul. Băi, el zice, tot l-am lăudat, dar mă întreb, Domnul nu vede prin ce trăiesc eu. Da, asta e cazul lui, cazul ei, știi. Băi, frate, ce lasă, mă ăsta e bădăran, ăsta nu știe să zică mersi, nu știe să întrebe, nu știe să vorbească, cu copiii nu se ocupă, cu toate. Femeia asta trăiește lucrurile în fiecare zi. Și mai are o problemă. Deci acum mi-am amintit că moșul s-a trăit 100 de ani. Și asta se pe moșul Păi ce faci cu femeia aia? Bun, asta nu înseamnă că noi nu trebuie să facem ceea ce facem, dar ce am vrut să spun, starea din biserică contează foarte mult și aducem de acasă. Pentru că omul în final vine de acasă și se duce acasă. Și la unii Bucuria noi reușim să-i facem să uite ce acasă o vreme și îi aducem în bucuria bisericii, de când se uită la cea zice, eu, în 20 de minute eu tot acasă plec. Și acum dacă unul prinde ca Solomon, că noi așa sunt unei bărbați, ne aducem mai mult aminte alte exemple, dacă prinde una din aia, că Solomon zicea, auzi, pregătește-mi liftul să mă duc direct pe acoperiș. <laughs> Și cum să spun, nu trebuie să fie o nevastă cicălitoare. Acum noi mai zicem de neveste că nu toate zerele, bărbații sunt mulți răi, de asta le dăm mai mult pe ele exemple, dar nu trebuie să fie o nevastă cicălitoare cu chestii lumești. E suficient că am vorbit, se duce duminica de la biserică, joi, seara, Nu au ce ai deschis urechile? Ai auzit ce au zis fratele Iuga? Taca, 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 știi, atâta să mai ține predica de șapte ori dacă m înțeles-o ea, Păi vine să spui iubire, n-am fost surd, n-am fost tot. Lasă-mă că mă duc cu tramvaiul. Lasă-mă că mă duc cu tramvaiul, adică, domne, am văzut și chestii în mașină. nu știu, eu cred că... Unii... Am citit o, o, o statistică vis-a-vis -vis de chestia cu mașina, că foarte multe conflicte între soț și soție au de fapt loc pe mașină către biserică. Și de la biserică către casă. Da. Răspund, dacă atunci îl iei așa de un fel de handicapat și zici, băi, ghiță, sau ei, știi că sunt și din ăștia, deci noi trebuie să recunoaștem că sunt și bărbați. Nu? Mărioare, ți-o vorbi domnul astăzi, aia au priceput. Acum cum să spun, eu mă gândesc la mine, mă duc la biserică, eu îmi știu eu viața mea și toate, Dumnezeu mi-a vorbit. Îmi plâng domnele acolo necazul, iau niște hotărâri înaintea lui Dumnezeu. Îmi iubesc soția, nu? Și mă gândesc cum aș face mai bine. Și Dumnezeu m-a cercetat și îmi și fac niște planuri. Poate, păi, uite să mai schimbi un pic aici sau aici. Dacă m-ar lăsa un pic liniștit poate că aș avea timp și mulțumesc Domnului pentru soție că eu am o soție, n-am meritat-o dacă îmi las un pic de timp știi? aș începe eu, dragă, te rog să mă ierți acolo, uite, hai să încercăm asta măi, Doamne, ferește tot mă gândesc ce aș face dacă aș nimeri una care cum urc în mașină, eu nici n-am timp nici să-mi cer iertare, nici să zic că am luat niște hotărâri mă Deci ai fac... trecut de introducere de Deci ai cum, ea cum e, să spun la, la concluzie, concluzie sau așa, eu cred că mi-aș pierde și hotărârile și elanul și tot. În același timp, dacă aș fi o femeie. Și m-aș gândi, păi, totuși, uite, din mesajul ăsta mi-am dat seama că și eu aș putea schimba puțin, știe? Și sunt femei care au hotărâri, adică o veni și o spus, frate, să știi că l-am acuzat mai mult pe el, dar mi-am dat seama din mesajul ăsta că eu trebuie să mă schimb mai mult și Dumnezeu mă va folosi și vreau să mă... Eu cred că femeia aceea nu se va duce în primul moment ea stă, calculează un pic, mai ales dacă nu sunt obișnuit să comunice. Ea tot se gândește cum să-i spun să nu-și bată joc de mine, să nu mă acuze mai tare. A, ți-o veni mintea la cap, roadă, în sfârșit ți-o vorbi Domnul, cât o bătut Duhul Sfânt la ușa inimii tale și tu ai fost surdă, știi? Ea, dacă a trecut prin chestiile astea, le macină, dacă începe el, na, acum, o lămuri fratele, cât ți-am spus eu, eu cred că ai terminat cu toate hotărârile, cu toate elanul, e foarte greu. Dar astea afectează viața bisericii. După cum este și partea cealaltă. Că biserica și familia, eu numesc familia mare și familia mică, turma, ele se influențează reciproc. Eu cred că sunt momente în care putem veni bine de acasă și noi să schimbăm atmosfera din biserică. Venim noi bine. Și dacă alții îți mai ploați, Dumnezeu ne folosește, îi înviorăm pe ei. Sunt momente în care cât aș veni de înviorat, mă pot termina cei de la biserică, știi, dacă vin numai cu necazuri, cu povești, cu baliverne și atunci noi ar trebui de fapt să urmărim ca ele să se ajute una pe alta, se ajute una pe alta. Am fost la o conferință, am un respect deosebit, nu-l știu pe păstor, ne-am întâlnit prima dată în viață, nu mă întreba cum îl cheamă, că nu știu. A fost o chestie foarte interesantă. A vorbit două, trei fraze la începutul conferinței, două, trei fraze la sfârșitul seriei. Ce a spus la începutul serii? Oameni buni, noi suntem familiști. Vreau să vă spun că ce-am adus de acasă va hotărâi ce facem aici. Pentru că starea noastră de acasă o aducem în biserică. Și dacă am adus stări neplăcute, haide să le aducem înaintea Domnului, să scăpăm de ele, că altfel nu avem cum să avem o seară reușită. A fost o seară frumoasă. A fost o seară în care s-a și plâns, ne-am și bucurat. A fost o seară normală, spun eu. Dar poate pentru unii a fost o seară un pic mai veselă, mai bucuroasă, mai destins așa, o, -o atmosferă de familie, zic eu. Și ce a spus omul la sfârșit? Știți ce v-am spus la început? că ce avem acasă aducem aici. Am o rugăminte. Ce am avut aici? Duceți acasă. Duceți acasă. Deci eu cred că în multe din familiile bisericii noastre ar mai trebui să fie astfel de momente în care să mai zâmbim împreună, să mai cântăm împreună, să mai facem ceva frumos împreună, care nu poate e așa de super spiritual cum credem noi, dar e normal în viața pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Și eu aș spune următorul lucru în încheierea acestei emisiuni, familiștilor. Dumnezeu chiar ne-a dus unul lângă celălalt pentru binecuvântare. Nu pentru chin. Adică chinuri avem destule. Nu trebuie să ne căsătorim, să ne însurăm, să ne mărităm, să avem chinuri. Lumea oricum ne aduce chinuri. Diavolul oricum încearcă să ne pună tot fel de piedici. Eu cred că ar trebui să spunem Dumnezeu ne-a dus împreună să fim o binecuvântare pentru celălalt. Și eu cred că să ne gândim așa, ne-a mai dat Dumnezeu o zi împreună, să le luăm cu ziua, nu cu postata, cu hectarul, cu 20 de ani, luăm o zi, ne mai lasă Dumnezeu o zi împreună. Hai să văd cum pot să fie o binecuvântare pentru celălalt în normalitatea vieții. Lucruri mărunte, frumoase, care să facă viața celuilalt un pic mai senină. Nu o să fie raiul, dar poate cum m-am gândit eu, era o carte colț de rai. Eu cred că n-am înțeles bine. Colț. E cu colț raiul. Nu, adică nu e tot raiul. E doar un colțișor, <laughs> raiul să fie dincolo, dar poate că ce facem noi ne poate face să avem așa un mic colțișor acum și dincolo o veșnicie binecuvântată. Se poate, cu Domnul se poate. Vă mulțumim pentru prezența la emisiune și cred că finalizând pe tema aceasta, familia poate fi un colț de rai doar atunci când rămânem în lumina cuvântului. Doar atunci. Până la următoarea întâlnire, săptămâna viitoare, vă dorim să rămâneți în lumina cuvântului, în familie noastră. Amin.